Cum ar zice apicultorul consacrat, suntem în data de 11-12 februarie, bate un vânt destul de nasol, iar cei doi stupi ai mei se pare că până la momentul ăsta au supraviețuit. Individul ăsta mai avea foarte puțină mâncare, așa că i-am aplicat o pungă cu miere, iar ăsta care era mai bine dezvoltat avea mâncare, așa că i-am pus și lui una mică. Stați că nu mai am trepied. Uite, i-a pus aici Marian, să poată sta și el liniștit. Și principiul, când s-o încălzi vremea, ar trebui să vin să schimb cutia asta, că după cum se vede, nu mai mi-ajunge buretele să căptușesc. Și ar trebui și pe celălalt. Am în zare acolo niște cutii stivuite, trebuie să mai repar, pentru că aș vrea să mă dezvolt un pic. Nu știu dacă mă vedeți acum, n-am trepied în care să proptesc telefonul, dar stau aici la băzit de albine, că mi-era dor de treaba asta și ar trebui să mă reorganizez cumva, să facem un back in business, cum ar zice rusul. Altfel, cumva când, probabil când va înflori rapița, stupii ăștia o să-i duc de aici, pentru că, v-am zis, trebuie să fac o reorganizare și aici voi lăsa galinaceele prin grădina asta și trebuie să-i mut dincoace de gard, dar pentru treaba asta, pentru că n-am făcut-o asta iarna când era frig, trebuie să fac deplasarea astea cu ei undeva și să-i readuc după vreo două săptămâni într-un colț aici, încă nu m-am hotărât unde, pentru că v-am zis, aici voi lăsa găinile la liber printre pomi și probabil o să mai iau niște găini, că mi-am dat seama că început consumul de ouă o să fie destul de mare și, na, păcat, că dacă nu las găinile pe aici ar fi mult de muncă cu curățat bălăriile. Așa, na, dezastru că, na, de vreo 2 ani și n-am mai avut cine să facă un pic de ordine pe aici și fac eu pe apucate. Cam asta ar fi cu... Așa, uite, avem și câini și pisici. Da, nu știu al cui e asta. Cam despre asta ar fi. Bate vântul destul de tare. Pe bordul mașinii mi-a arătat vreo 16 grade. Dar văd că albinele zboară, cum v-am zis. Există puiet. Ăsta avea puțină mâncare. Ăla avea mâncare să... Puteam să nu-i pun nimic. Și... Cum se vede, ați văzut și acum tocmai a mai intrat ceva cu polen galben. Un galben. Dar asta cu polenul, na, oricum. Asta n-a fost iarnă, vedem ce o mai fi de acum încolo. Ia uitați, aici probabil că-i tărâță uruială de pe undeva. Sau ce, nu știu ce polen e ăla alb. Da. Cam despre asta ar fi vorba. Altfel, clasicul. Să trăiți! Ne vedem în sezon! Gata, am făcut încă un clip cu albine.